Aplicarea prevederilor legii numărul 153 din 2017, legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea sporului de condiții prin raportare la salariul de bază aflat în plată, respectiv acordarea stimulentului de risc salariaților din asistența socială, acestea sunt revendicările Sanitas. Oamenii cer abrogarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 226 din 2020, care prevede înghețarea salariilor și pensiilor în acest an. În funcție de rezultatul acțiunilor deja programate, Federația Sanitas va continua să organizeze forme de protest legale în această perioadă pentru susținerea și soluționarea revendicărilor membrilor de sindicat.